A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar mai povesti. A fost odată un lup singuratic și bietul lup n-avea casă, n-avea masă, cutreiera pădurea în lung și în lat, zi și noapte, neavând și el un culcuș al lui. Și-au trecut ani, au trecut, până când lupul și-a găsit o lupoaică. Au întemeiat împreună o familie, au găsit un colțișor în pădure, iar acolo și-au construit o căsuță. După ceva timp, lupoaica i-a făcut lupului 3 lupișori. Lupișorii erau cu minți, se jucau prin curte, cât era ziulica de mare și nu-i supărau niciodată pe părinților. Într-una din zile, lupul și lupoaica plecară prin pădure să caute de mâncare. Înainte de a porni la drum, le spuseră lupișorilor: "Copii, noi mergem prin pădure să căutăm mâncare. Voi să încuiați ușa și să vă jucați cu minței în casă până venim noi." Zis și făcut, lupișorii încuiară ușa și se jucau cu minței în casă. Dar nu trecu mult timp și micuții tresăriră. Se auzeau bătăi în ușă. "Cine să fie?" se întrebară ei. "Hai să vedem." Au mers la ușă, s-au urcat unul deasupra celuilalt, iar cel de sus s-a uitat pe vizor. Era ursul. Totuși au întrebat: "Cine este?" "Sunt eu, ursul," se auzi o voce răgușită. "Ce dorești cu metre, urs?" întrebară lupișorii. "Am venit să vorbesc cu tatăl vostru. Este acasă?" "Nu, părinții noștri sunt plecați să aducă mâncare." "Nu contează. Am venit să-mi dați datoria pe care tatăl vostru o avea la mine." "Ce datorie cu metre? Noi nu știm nimic." "Cum nu știți? Ia faceți bine și dați-mi banii, că îmi trebuie neapărat." "Cu metre, urs, dar noi nu știm unde țin părinții noștri banii și nici nu avem voie să-i căutăm." Ursul zise: "Dacă nu îmi veți da banii acum, am să mă supăr foarte tare pe voi." "Ne pare rău, cu metre, dar nu putem să-ți dăm nimic. Mai bine mergi dumneata acasă, iar mâine tatăl nostru îți va înapoia toți banii." Văzând că nu are cu cine să se înțeleagă, ursul a făcut cale întoarsă. Lupișorii răsuflară ușurați: "Ce bine că a plecat ursul." Ajunși acasă, părinții aflară despre cele întâmplate. "Foarte bine ați făcut," le zise lupul, "așa să faceți și de acum înainte. Copiii nu trebuie să se amestece în astfel de lucruri. Am să merg mâine și am să-i plătesc datoria cu mătrului urs." A doua zi, lupul se trezi dis de dimineață și porni spre casa ursului. Ajuns acolo, bătu la ușă. "Cine e?" se auzi o voce groasă. "Sunt eu, lupul." Ursul veni la ușă și deschise. "Dar ce vânt te aduce pe la mine, cu metre, că de când nu ne-am văzut?" "Ia că am venit să-ți aduc datoria." "A, datoria aceea, și uitasem de ea." "Cum uitasei, cu metre? Nu ai venit dumneata ieri la noi să-mi ceri datoria?" "Eu la voi?" "Da. Ai vorbit cu lupișorii, iar ei nu ți-au deschis ușa." "N-am fost eu, cu metre, poate altcineva să fi fost." Amândoi erau nedumeriți, nu știau ce se întâmplase, însă ursul își dădu seama. "A, știu cine a fost, am auzit eu că afurisitele alea de vulpi au găsit o blană de urs prin pădure și înșală animalele cu ea. Am eu act de cojocul lor." În ziua următoare, toate animalele, mai puțin vulpile, au fost chemate în poienița din mijlocul pădurii. Foarte mulți îl acuzau pe urs că le luase banii, însă acesta se ridică și zise: „Să știți că eu nu sunt vinovat de cele ce spuneți, dar știu cine v-a înșelat. A furit sitele alea de vulpi, au găsit o blană de urs și cu ajutorul ei v-au păcălit.” Toți erau uimiți, nici nu bănuiau că vulpile sunt vinovate și nu știau cum să le prindă, mai ales că acestea erau foarte șirete. Fiecare își spuse ideea, dar niciuna nu li se părea prea bună. Însă iepurașul se ridică și zise: „Eu propun să facem o groapă adâncă pe ulița principală care trece prin mijlocul pădurii. O vom acoperi cu crenguțe subțiri și cu frunze uscate, iar vulpile nu vor ști că acolo este o capcană. Eu le voi ademeni și le voi face să cadă în groapă, apoi le vom prinde și le vom pedepsi.” Tuturor li se păru o idee foarte bună și se puseră pe săpat și săpară o groapă adâncă pe care o acoperiră cu crenguțe subțirele și cu frunze uscate, încât nici nu bănuiai că acolo este o capcană. După aceasta, iepurașul porni prin pădure alergând zglobiu. Vulpile îl zăriră de la distanță și ziseră: „A, uite-l pe iepuraș, ia hai să vedem dacă are ceva bani la el.” Acestea se îmbrăcară cu blana de urs și îl întâmpinară zicându-i cu voce răgușită: „Ce faci, iepurașule, unde mergi așa vesel?” „Ia, ca merg la iar Maroc cu metre urs. Am făcut rost de niște bani și vreau să-mi cumpăr ceva.” „A, ai bani la tine? Ia dă-mi acum pe toți dacă nu vrei să ne supărăm.” „Cum să ți dau cu metre? Sunt banii mei.” „Măi, iepurașule, tu vrei să ai de-a face cu mine? Cu metre urs, dacă vrei să-mi iei banii, va trebui mai întâi să mă prinzi.” Iepurașul nici nu termină bine de vorbit că o și rupse la fugă. Vulpile cu blana de urs deasupra se luară după el și alergară, iar în cele din urmă iepurașul o apucă pe ulița principală care trece prin mijlocul pădurii. Ajuns în dreptul capcanei, iepurașul făcu un salt uriaș, dar vulpile, care nu știau ce li se pregătise, nu mai făcură niciun salt și se treziră fix în groapă. Toate animalele se strânseră în jurul lor. „Aha, deci voi erați cele care ne păcăleați. O să vă pedepsim noi să ne țineți minte.” Însă nu știau cum să le pedepsească pe vulpi. Cei mai mulți ziceau să le alunge din pădure, dar dacă se întorceau pe furiș, tot iepurașul avea o idee năstrușnică. „Eu propun să le scoatem pe rând din groapă, iar fiecăreia să-i legăm de coadă o oală, o cratiță și o tigaie, după care le vom elibera. Vom ști mereu că ele sunt cele care umblă prin pădure, căci zgomotul produs le va da de gol și ne vom feri de păcălelile lor.” Așadar, o scoaseră pe prima vulpe, îi legară de coadă o oală, o cratiță și o tigaie, iar după ce îi croiră un băț zdravăn pe spinare, aceasta o rupse la fugă și mare larmă se mai făcea în urma ei. La fel procedară și cu celelalte două. Iar de atunci vulpile nu au mai reușit să înșele pe nimeni. Animalele le-au mulțumit lupișorilor și iepurașului, pentru că datorită lor vulpile au fost date în vileag. Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea lupului singuratic chiar așa.